în The Showroom ca să facem fotografii pentru colecția de haine Ioanei Dumitrache. Nu știu dacă știți, dar ea are o colecție de haine și e în calitate de prietenă și de make-up artist a venit să o ajut. Super mândră de ea. O să vă arătăm astăzi toate piesele pe care le are și cât sunt de frumoase. Abia aștept să vedem cum ies și fotografiile. Și practic abia așteptăm să vedem totul. Câte haine am? Câte? Nu văd decât niște umerașe aici. Două? Și ăla e tot cu haine? E cu sutiene, dar da. Ăla am eu. Wow! Băi, n-am venit ca mai eu, deci am avut o fază azi noapte. Ce ai făcut? Am fantome în casă. De ce? Am luat 5 mai eu. Așa. Și am găsit la 4. Așa. Băi, l-am căutat toate 3, am căutat mai eu. Gata, îl avem. L-ai găsit? Da. Yes. Deci, cum să zic, am luat o părticică din casă. Eu cu mama mea, da, le-am luat pe toate de pe pat. Pe toate, nu mai au nimic. Păi n-am zis, nu, ăsta e al cincilea? Păi da, 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 apărut. Dar de unde a apărut? Am împachetat pe canapea. Frumos, nu mai vreau nimic altceva pe canapea, doar el, a apărut din senin. Hai mă, fetelor, că sigur nu vă mai amintiți voi, știu. Suntem noi! Ok. Mersi că... De a auzi, să ziceți mersi că vi-a dat înapoi mai eu, nu mai plângeți. Deci, printul ăsta e super frumos. Asta este o fustă. Și abia aștept să vă arătăm mai multe chestii. Și ăsta e foarte frumos. Dar mie îmi place foarte mult cealaltă fustă și de care ți-am zis roz. Unde este? Este pe acolo. Stați așa să le aranjăm și după aia vi le arătăm pe toate. Asta? Aia, da, uite ce frumoasă este. Ghici cum se numește fusta asta? Nu, toate au câte un nume, da? A, da? Da. E scris și pe etichetă? Nu. Neoficial. Neoficial. O să fie scris pe site. Așa. Ghici cum se numește rochia asta? Nu știu. Ghicește. Spoiler alert, se află în camera asta. Da. Nu știu. Roz. Deci fusta asta nu știu. Se numește Cami. Așa. Fusta asta așa se numește Cristina. Așa. Rochia asta se numește Denisa. Se numește Denisa. A, ce drăguț! A prins, mă! Ce tare! Dar de ce te ia nume? Sau ce te inspirațele? Prietele! Păi da! Ai, mă, ce drăguț! Unde-i mă la eu, Gabi? Sunt toate... Și sunt foarte geloasă și eu vreau rochia aia, da? Uite! E aici! E aici! Haideți! Ioana și-a primit cadou de ziua ei. Ia zi, Ionica, îți place? Da, foarte tare! Ia să vedem! Stai drăguță să mă apropii. Uite, măi, ce cercei le-am supă din unghiul ăsta. Sunt niște cercei în formă de inimioară roz. Roz! Că nu știu ce se întâmplă acum de ești îmbrăcată în portogaliu, dar... Hai să mă schimb! Se asortează cu inelul meu care este din aur alb, roz, cu diamante. Roz, alb, roz, nu mai contează. Da, prietenele mele îmi fac doar cadouri frumoase. Hai că te alinți. Pizza, băiatul de pe studio cu portul în brațe, stai! La mulți ani! Mulțumesc!
venit în această cabină de probă ca să vă arăt un pic rochea asta din colecția Ioanei. Asta este un 36, cred că cea mai mică măsură este 36 în toată colecția ei, dar asta este chiar o roche super, super frumoasă. Nu pot să zic că rezonez chiar cu toate modelele pe care ea le are, pentru că na, așa se întâmplă, dar asta chiar arată foarte bine și mi se pare că e așa... Nu știu dacă să zic că are un aer vintage, am călcat pe un papuc, dar mi se pare că are un aer foarte feminin, care poate era prin 60, o chestie de genul ăsta. Dar da, super frumoasă. Astea sunt sandalele mele, pentru că numerele astea așa de micuțe cum port eu, Ioana le face pe comandă la Moon. Și n-avea sens să-mi facă pe comandă ceva doar pentru ședința asta foto, așa că mi-am adus eu toți pantofii de sandalele pe care le-am avut, dar am pozat numai în astea pentru că sunt atât de frumoase și atât de nude și naturale încât se potrivesc fix la orice. But yes, this is it. Și aici o avem pe Denisa care pozează un rocker și pe Ioana. Ce roche frumoasă, Ioana, Ioana! Ce frumoasă e! Mulțumesc, le-am arătat-o! Uitați-vă la Denisa, nu e așa că roche... Denisa făcută de Denisa! Denisa făcută de Denisa! Și părul, și make-up, și tot! Made by Denisa! Și Ioana, măi, uitați-vă, stați-l să vin din partea asta! Rochea asta e foarte frumoasă, e un verde așa închis la culoare, cu niște picățele roz, ne uităm aici! Niște picățele roz, dar arată foarte bine. De super mișto materialul ăsta așa subțire. Credeam că ne arăți un piciorel. Un piciorel? Mai drag. Da. Un pantalonaș. Bă, dar cu pantofii ăștia albi arată foarte, foarte bine. Ești, e de acolo, da. Da. E ceva ce ai purtat oricum. Da, e de la cola. Ia uite aici ce de oameni, ce de agitație. Ia eliberați, impusă. Gata. Ia zi, Ioana. Ce părere ai așa pe niște gânduri după această zi, deși încă nu s-a terminat? Cum te simți? Că știu că erai destul de panicată zilele trecute. Mă simt, adică moralul e super sus. Da? Și încântat așa. Mai am foarte multe de pozat eu. Da. Nu am avut timp să mă pozez eu, dar poate acum am crește, mi-am pozit și... Doamne, părul tău e fabulos, nu vine să cred cum rezistă. Pentru că a fost uscat aici. Foarte, foarte drăguță. Zine, când o să fie site-ul on, când putem? Sper că între 13 și 15 iulie e on. Ah, deci acum, recent, repede, spune la viitoare. Oh my god, that's so nice, abia aștept să-l văd. Dacă nu se întâmplă așa, iar mă deprimă și mă supăr. Nu, acum o să se întâmple. Ia uite-o pe asta mică. Că nu o să mai fie Mercur retrograd. Nu știu dacă s-o pozesc pe tine. O s-o pozesc pe tine, ți-e mare. Să pun... Păi e un pic, dai pui down. Da, să nu clește. Că este măsura Ioanei, maioul ăsta, tricoul ăsta, cum să-i zic. Dar pantalonii sunt genius. Ăștia nu sunt din colecția Ioanei, sunt de aici de la showroom și încă de la ce ea? Dacă spun imediat, de la Chrome 14. Ok, Chrome 14. Arată foarte bine. Păi de ce să nu-i porți? Că e vara acum, e cald afară. Nu mă duc nicăieri cu bunicită de ghiera. Ah. Vorba vine. Nu, mă mai duc, dar nu știu. La piață. La anul, la... La piață și la mulți ani. La anul și la mulți ani. La anul și la mulți ani, dar sunt foarte drăguți. Dar da. Da, multe. Gata, mă schimb, pot să închizi camera. Gata.